Patriarhia Română și Antibiotice S.A. Iași au organizat astăzi conferința interdisciplinară Credință și Știință, izvor de sănătate. Evenimentul organizat în contextul anului omagial și comemorativ 2024 s-a desfășurat în aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. În deschiderea conferinței de la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de binecuvântare intitulat Credință și Știință pentru Sănătate. Preafericirea sa a vorbit despre necesitatea colaborării dintre biserică și instituțiile medicale în vederea vindecării neputințelor trupești și sufletești. Complexitatea problemelor privind protecția sănătății oamenilor în societatea de azi necesită eforturi și perspective conjugate de abordare, având în centru persoana umană creată după chipul lui Dumnezeu și chemată la asemănare cu Creatorul făpturilor văzute și al celor nevăzute. Dintr-un începuturi, între spiritualitatea creștină și știința medicală, au existat afinități și conlucrare pentru înțelegerea cauzelor suferinței și căutarea de metode și mijloace adecvate pentru vindecarea bolilor și dobândirea sănătății fizice, psihice și spirituale. Viața și sănătatea sunt daruri ale lui Dumnezeu, iar Biserica își arată mereu grija și responsabilitatea față de cei suferinți, spre împlinirea poruncii Domnului Iisus Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor, care a zis: bolnav am fost și m-ați cercetat. Biserica este spital duhovnicesc, m-a numit-o Sfântul Ioan Gură de Aur, iar credința este ancora prin care rugăciunea sinceră și smerită primește de la Dumnezeu harul vindecării, prin sfintele taine și rugii. Slujirea pastorală are valoare profilactică pentru poporul binecredincios. Este însoțită de grija față de cei bolnavi prin fapte concrete de iubire, și anume așezăminte social-filantropice și social-medicale administrate de unități bisericești, cooperarea cu medicii și farmaciștii din instituții de sănătate publice sau private, cuvintele de mângâiere și ajutoarele caritabile oferite celor bolnavi și neajutorați. Avem slujitori bisericești care îmbină vocația sacerdotală cu profesia medicală și asigură o legătură directă între cele două domenii. Sfântul Vasile cel Mare considera că știința medicală pusă în slujba vindecării oamenilor este rânduită de Dumnezeu ca ajutor pentru slăbiciunile firii umane. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a rostit un cuvânt în care a subliniat buna colaborare dintre biserică și instituția pe care o conduce în derularea de programe destinate ajutorării persoanelor aflate în situații de risc medical. Revin aici în frumosul palat al Patriarhiei Române, unde am avut ocazia să desfășurăm foarte multe conferințe medicale. Într-un moment și într-o situație care este poate mai puțin obișnuită, dar cu atât mai binevenită, cea a reunirii bisericii cu mirenii care fac bine oamenilor din România. Mă refer aici la cei de la Antibiotice Iași și, nu în ultimul rând, la mulți dintre participanții la această conferință, pentru că, în afară de invitați, sunt aici foarte mulți medici, farmaciști și reprezentanții ai unor organizații care fac bine. Acest eveniment este pentru mine cu atât mai important cu cât am încheiat cu Preafericirea sa, în urmă cu un an și jumătate, un acord de parteneriat care își arată roadele. Sesiunea introductivă a conferinței a fost încheiată de Ioan Nani, directorul general al Antibiotice S.A., care a evidențiat aportul bisericii în conturarea misiunii din prezent a societății. Suntem împreună parteneri în aceste manifestări deosebit de importante, pentru că, zic eu, credința și știința sunt împreună atunci când vrei să faci bine oamenilor, semenilor tăi.
Eram acum un an de zile la Luxemburg, în boardul Băncii Europene de Investiții și vicepreședinta m-a întrebat foarte mirată ce semnifică a plusul ăsta, domnul Nane. Am șovăit în a-i spune că nu este doar năzuința noastră de mai bine, ci este semnul crucii. S-a uitat lung la mine, erai totuși în centrul Europei, în centrul de afaceri al Europei, și tu îndrăzneai să-i spui de spiritualitate, de religie, de semnul cruce. S-a ridicat în picioare și a făcut cruce și m-a felicitat. I-am spus că împreună cu Părintele Patriarh am stabilit acest logo al companiei noastre în anul 2004. Și mi-a spus, domnul Nane, așa îi dai durabilitate. În continuare, în cadrul primei sesiuni științifice, medicul Amalia Elena Angel a prezentat rezultatele campaniei Sănătate pentru Sate, desfășurată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. Această inițiativă misionar-filantropică este cu adevărat o binecuvântare și aduce o lumină nouă asupra modului în care biserica poate să-și extindă brațele în comunitatea noastră. Este de asemenea un pas important în direcția de a combate deficitul de medici din mediul rural, medici specialiști, ceea ce este o realitate cu care se confruntă medicina românească. Aș dori să subliniez frumoasa colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății, iar această conlucrare este un exemplu elocvent al modului în care instituțiile pot lucra împreună pentru binele societății. Părintele Cristian Marge din Oradea, medic primar neurolog, a susținut o prelegere despre rolul pe care vindecarea sufletească îl are în tratarea bolilor trupești. Este o îngemânare între trup și suflet pe care trebuie să-l vizăm în actul medical, pentru că tot mai mulți oameni, din păcate, suferă de boli sufletești. Și negândindu-se la ele, personalul medical nu reușește decât prea rare ori să rezolve și problema trupească. Și ne mirăm că pacientul fizic se prezintă destul de bine și totuși din punct de vedere sufletesc e tot mai gol, e tot mai bolnav, e tot mai încercat și parcă ceva îl ține să se ridice la suprafața stării de sănătate. Și atunci trebuie întotdeauna vizate cele două aspecte și trebuie o bună cunoaștere a Evangheliei și a rolului adevărat al medicului creștin în tămăduirea trupească și sufletească a pacientului. Și am atras atenția că pentru o specialitate, pentru o latură a îngrijirii sănătății atât de importantă cum este medicina de astăzi, prea rare ori se bazează pe elementul duhovnicesc de tratare al sufletului. Tratăm incomplet și insuficient boala omului, aplicăm doar un tratament fizic, iar pe cel duhovnicesc, neaplicându-l, pacientul rămâne într-o stare de slăbiciune, exact ca paraliticul adus de cei patru prieteni. Manifestarea s-a încheiat cu un recital susținut de Quartetul Orchestrei Medicilor din București.